Profilul elevului ideal? Nu, ar fi multe. Da, e greu de spus, pentru că fiecare e altfel. Sunt unii care nu scot o vorbă, sunt unii care vorbesc într-una și poate de fapt ei nici au fost atenți, le place să se audă și atât. Vă pot spune pentru mine ce înseamnă acum elevul ideal. Un elev care zâmbește cu gura până la ureche. Aș vrea să știe la fel de multe ca mine, mai multe decât mine. Curios. Capacitatea de a înțelege lucruri noi, deschiderea către nou. Deci eu îmi doresc ca elevii pe care i-am în clasă să fie bucuroși, să vină cu drag la școală. Mă gândesc că nu-mi doresc să fie unidirecțional, nu aș vrea să știe doar informatică și atât. Așa cum aș vrea eu, pe toți aș vrea să îi văd ducându-se spre o carieră în domeniu. Dar lucrul acesta nu se întâmplă. Mie îmi plac elevii care, odată, sunt foarte buni, dar foarte buni și la colaborarea cu ceilalți elevi. E conștient că are un potențial și își dorește să valorifice acel potențial, care colaborează cu profesorul. De multe ori copiii au idei, dar le e frică să le comunice. Nu neapărat un elev olimpic, pentru mine este un elev ideal, ci mai degrabă această dorință de a învăța. Să fie dispus oricând să-și ajute colegul și în același timp, dacă este cazul, să știe să ceară ajutor unui coleg, unui profesor. Și aș vrea să știu sigur că se descurcă mai departe și că i-am stârnit acest sâmbure de interes pentru informatică, de care care să nu-i lipsească niciodată, să nu se despartă niciodată de el. Eu sunt foarte de acord cu să înveți, să înveți. Adică vreau să învăț să mă descurc, vreau să învăț să fiu bun, vreau să învăț să... Chiar dacă sună idilic așa, eu cred în chestiile astea. Și ce îmi propun eu este să îi învăț să descopere cum anume pot învăța singuri să-și atingă țelul. Trebuie să recunosc că îmi place foarte tare, am așa o satisfacție personală când aud, deci asta întotdeauna mă cucerește. Eu nu vreau să am de-a face cu generații supărate. Deci asta este esențial la mine.